Bună ziua, dragii mei, și bine v-am găsit la o nouă emisiune. De data asta sunt onorat, dar în același timp și foarte fericit, pentru că am un invitat special la această emisiune, special tocmai prin faptul că am cu cine povesti vis-a-vis de tema pe care am propus-o, o temă destul de interesantă, probabil că incitantă și enervantă până la urmă pentru unii dintre cei care ne privesc, și anume responsabilitatea civică sau responsabilitatea politică. Oaspetele meu, căruia îi mulțumesc foarte mult pentru amabilitatea de a fi prezent în cadrul studioului Video FM Radio Târgu Mureș, este domnul inginer Doru Oprișcan, și dumneavoastră vă cer voie să vorbesc foarte, foarte amical, foarte prietenește, fără să exclud simpatia și respectul pe care îl port. Doru, fii binevenit, îți mulțumesc pentru amabilitate. Vreau să încep, nu neapărat în forță, ci foarte, foarte direct, în clipa în care îmi amintesc de un citat al lui Orwell, care a fost preluat de foarte multe ori de Octavian Paller vis-a-vis de politică și politicieni, și care suna cam așa: politica și politicianul nu au principii, au interese. Vis-a-vis, și am încheiat citatul, vis-a-vis de acest aforism destul de penetrant, destul de tăios, legat de tema pe care eu am propus-o, responsabilitatea civică, care cred eu că vine cu niște argumente din zona conștiinței față de responsabilitatea politică, care vine cu alte argumente dintr-o altă zonă a politicului, a doctrinei. Ce părere ai, Doru, legat de citatul lui Orwell? În primul rând, trebuie să recunosc că sunt un mare fan al maestrului Octavian Paller. Deci, efectiv, l-am iubit pe Octavian Paller, inclusiv în ultima parte a vieții, când, probabil pe bună dreptate, cel puțin în viziunea dânsului, ne făcea partid de slugoi și așa mai departe. Însă, pentru mine, Paller a fost un om cu totul și cu totul deosebit. Legat de citat și de faptul că politicienii în general nu au principii, să știi că eu aici, cel puțin în ce mă privește, nu sunt de acord, și cred că în general sunt foarte mulți politicieni care totuși au principii și au coloană vertebrală. Sigur, până la urmă, politica mulți o definesc ca o artă a compromisului. Dar compromisul în politică, și aici l-aș cita eu pe Coposul, merge până la principii. Totul e negociabil, totul e un compromis până la urmă, dar la principii se oprește. Principiile nu sunt negociabile. Principiile fiecăruia care și le stabilește, care le are prin educație, prin conștiință, acolo se oprește compromisul. Deci acolo, practic, pentru mine, da, este o barieră care politicul nu penetrează dincolo de ea. Adică, până la urmă, chiar aș vrea să pot să mă plimb prin Târgu Mureș, sau dacă mă duc la Sibiu, foști colegi, foști prieteni, să nu trebuiască să stau cu capul aplecat niciodată. Și de aceea acea barieră a principiilor nu vreau să o depășesc niciodată. Să înțeleg că omul, Doru Oprișcan, operează cu principiile și cu argumentele conștiinței, iar politicianul Doru Oprișcan poate să opereze cu arta compromisului. Și dacă ar fi acum să adaug după trei puncte și un citat machiavelic: nu sunt ceea ce par a fi, atunci înseamnă că se joacă cu aceste două contrabalansări în așa fel încât să poată privi omul de pe stradă în ochi, dar și politicianul vis-a-vis de care trebuie să jongleze foarte diplomat cu arta compromisului politic. Până la urmă, după părerea mea, responsabilitatea politică, responsabilitatea unui politician, prin ceea ce face ca activitate politică, prin modul în care își susține ideile în interiorul partidului, trebuie să aibă, până la urmă, ca finalitate, foarte multă grijă să nu lezeze
drepturile sau libertățile celui care prin votul lui l-au trimis într-un for sau altul. Și acest lucru este extrem de dificil. Extrem de dificil pentru că dacă vrei să luăm un caz pornind de la o administrație locală, este foarte dificil, indiferent cât de bine intenționat ai fi, ca edil, ca membru în Consiliul Local, să dorești să stabilești sau să repartizezi în construcția unui buget local ceea ce din contactul cu cetățenii ți se pare că într-o anumită ordine ar fi prioritar. Pentru că dacă faci un astfel de sondaj, pe primele 3, 4 sau 5 poziții, cu diferențe extrem, extrem de mici, sunt lucruri diferite. Și în funcție de categoria socială și în funcție de vârstă și indiferent cum, dar diferențele sunt extrem de mici. Și atunci îți rămâne ție ca edil sau ca consilier local hotărârea de a ierarhiza. Și sigur pe unii îi mulțumești pentru că se regăsesc acele dorințe ale lor în ceea ce ai direcționat din bugetul local, dar pentru alții care n-au ajuns sau n-au ajuns anul acesta, să zicem, la rând cu doleanțele lor, îi nemulțumești. Deci nu neapărat ajungi la a leza o libertate sau a leza un drept al acelui grup de cetățeni, dar practic îi nemulțumești. Acest echilibru este extrem de dificil și dacă vrei putem extinde și la forul legislativ, unde se întâmplă aproximativ același lucru. N-o să uit niciodată campania electorală pentru alegerile generale din 2012, deci după ce am fost 4 ani cumpliți la guvernare, am traversat acea perioadă care nici nu mai vreau să ne amintim niciunul, dar totuși România, cu toate acele dificultăți, n-a intrat într-un colaps cum riscam să intrăm, dar nu facem prea multă politică acum. Dar amintesc că în campania electorală pentru general din 2012, cred că la Târnăveni am fost, am ținut un speech, mă rog, și la terminare când am coborât de pe scenă, o persoană mai în vârstă s-a apropiat de mine, a dat mâna cu mine și spune: domnul deputat, ați vorbit frumos, dar eu nu pot să uit că ne-ați tăiat pensiile. Și am stat și m-am uitat la el și am spus: este o sintagmă care o folosesc foarte mulți, de obicei adversarii politici. Să știți că nu am tăiat niciun leu din pensii. La care în prima fază a rămas puțin surprins, a stat, s-a gândit puțin, mi-a zis: dar ați vrut să le tăiați. E, aici n-am mai avut o replică. Deci era un drept al lui, într-adevăr, deci acolo era deja depășită o barieră prin acea intenție, sau mă rog, că se taie, cum s-au luat măsurile acelea și în prima fază 15% din pensii, după care Curtea Constituțională a decretat că e neconstituțional și atunci s-au luat măsura cu TVA-ul. Dar replica, că pe mulți care mai îmi ziceau și ziceam: n-am tăiat nicio pensie, rămâneau povestind și nu erau convinși și nu... Dar omul a fost de o clar viziune extra. Ne-ați tăiat pensiile. Nu v-am tăiat pensiile. Stați, a gândit, dar ați vrut să le tăiați. La care n-am mai avut eu replică, așa este. Doru, atunci când e vorba de cele două tabere, tabăra politicienilor și tabăra cetățenilor, a sectorului civic, bineînțeles că sectorul civic întotdeauna emite niște dorințe, are niște așteptări. Sectorul politic întotdeauna conjugă verbul a face la viitor. Vom face, vom și așa mai departe. Probabil că aici este discordanța între cele două mari grupări și nemulțumirea care se naște din extrem de simpla, banala și inocenta întrebare: de ce? Da, e... în primul rând, dacă ne uităm la istoria recentă în România, deci post-decembristă, observăm că
cu regularitate, după 4 ani de guvernare, cei care au guvernat, de regulă, treceau în opoziție. Și asta nu făcea decât să alimenteze ceea ce ai subliniat, în sensul că în campanie electorală și unii, și foștii guvernanți, și foștii opozanți veneau cu niște promisiuni. În momentul în care se făcea această schimbare de putere, cei care veneau din opoziție trebuia să-și pună în practică acele promisiuni, să le demonstreze, care știm foarte bine că era o foarte mare diferență și foarte multe explicații, la explicații cred că suntem campioni, de ce nu s-au putut materializa ceea ce s-a promis într-o campanie electorală. Dar nu a prea fost situația în care aceiași care au guvernat 4 ani să guverneze în continuare ca să dea ei de pe postura și de guvernanți prezenți, de ce n-au realizat, s-au angajat la ceva noua campanie electorală, dar atunci ar trebui să dea explicații, atunci deja ar fi un dialog, pentru că în campania electorală, să fim serioși, nu prea este dialog. Te duci pe diverse scene, te plimbi printre cetățeni, le spui ce vei face sau ce ai dori să faci odată ajuns în Parlament sau odată ajuns la guvernare, dar nu există acel dialog. Nu ai, ești într-o mișcare, nu ai partenerul cu care să stai la o masă, să-i spui asta vreau să fac dacă obțin votul și voi ajunge să guvernez, iar el să te întrebe, dar de ce n-ai făcut ceea ce ai zis acum 4 ani? Această, cum să zic eu, confruntare lipsește într-o campanie electorală. Într-o campanie electorală am fost împreună, da, la Iernut. La Iernut eu am spus, deși poate că acolo chiar am dat un is politic, deși nu trebuia, că era o sărbătoare a orașului, am dat un is politic doar prin îndemnul de a merge lumea la vot și a nu sta acasă ca să rămână comentatori. Doar să meargă prezență la vot, pentru că pe mine mă îngrozește ideea ce procent se va prezenta în noiembrie la vot. Dacă 51%, mă refer la Mureș, 51% au fost la locale, eu cred că undeva între 35 și 40, ceea ce nu este foarte în regulă. Dar să revin la le-am spus cetățenilor, pe lângă urările sărbători fericite cu ocazia zilelor orașului, că nu doresc să vorbesc foarte mult, pentru că politicienii de obicei, când se adresează unei adunări, unei comunități, vorbesc mult doar când promit sau doar când cer celor de față ceva, respectiv votul sau susținerea pentru ceva, sau când promit nu-i mai poți opri. Deci au o listă interminabilă și sunt foarte multe cazuri și locale, și dacă ne uităm la emisiuni preelectorale, că la electorale acum cu noua legislație sunt mai restrictive, sunt foarte mulți care de la locale candidând pentru un post de primar făceau niște promisiuni care n-avea nici înclin, nici mânecă cu primăria sau administrația locală, ținea de Parlament, că erau niște modificări legislative, iar va urma campania electorală în octombrie-noiembrie și vei vedea câți din cei de acolo care vor fi printre candidați se vor duce prin cartiere și vor promite că le schimb, le asfaltează strada, că le amenajează locuri de joacă din Parlament. Aceste lucruri sunt imposibile. Sunt imposibile. Dar se spun extrem de multe, se fac promisiuni cu nemiluita și de aia zic, politicienii în general vorbesc foarte mult la o asemenea adunare doar ca să ceară sprijin, vot, sau ca să promită, că atât de multe promit de nimeni nu mai ține evidența ca să-i întrebe, da, de ce n-ai făcut-o sau n-ai făcut. Știi, acum eu nu vreau să mă transform în, mă folosesc de un titlu cinematografic, să mă transform în avocatul diavolului vis-a-vis de politicieni și vis-a-vis de campania pe care ei o au, atâta cât este ea și la modul în care ea este dusă până la sfârșit, dar îmi amintesc că unul dintre diplomații
ai retoricii angajat al UNESCO, spunea la un moment dat despre cel mai performant politician, zice, arta lui este de a vorbi unei comunități de 1000 de persoane timp de o jumătate de oră la un nivel extrem de elevat fără să spună nimic. Așa este. Și atunci mă gândesc legat de ce spuneai că vine campania electorală. Și da, se fac micile adunări în care oamenii, cei care acceptă să vină, cu toate că așa parcă am senzația că îi aduce cu arcanul la acele adunări. Asta pentru că acum nici vinovăția nu încarc așa ca pe o anatemă neagră pe umerii politicianului. Dar ea se împarte și pe umerii cetățeanului, pentru că el este atât de sărac în a percepe ce înseamnă funcția politicianului, ce înseamnă strategia lui și modul după care el se conduce în această strategie pentru a avea performanță, nu îl interesează și el bagă totul în aceeași oală și spune nu, politica și politicianul m-am săturat de ei și nu mai vreau să aud de ei. Dar nici politicul nu are interesul să îi explice cetățeanului de rând. Că eu mi-am amintesc legat de Iernut, spuneau, zice, bine că asfaltez strada și era un cetățean la poartă și spune ce, da, dar dumneavoastră dacă puneți un strat de asfalt, puneți pământ prima dată, după aceea tasați, pietriș, vine asfaltul, se ridică deasupra intrării în curtea mea la 40 de centimetri. Păi toată apa care curge vine la mine în curte și pur și simplu l-a blocat. Pe viitorul candidat la un post. Și atunci mă întreb, oare în care este cea mai eficientă strategie a unui politician în așa fel încât din noianul acela de promisiuni cel puțin 10% să fie credibile, asimilate ca și credibile de către cetățean, pentru ca el cu conștiință curată să meargă la vot și să nu fie obligat să se alinieze în efectul de turmă care spune nu mă duc la vot și așa îi pedepsesc pe politicieni. Eu cred că nu este ok asta. Acum legat de acea categorie de politicieni care sunt în stare să se adreseze unui grup, să vorbească 30 de minute și să nu spună nimica, noi aici am putea avea câțiva campioni, mă refer la nivel național, da. Chiar dacă ar fi o competiție, apropo de olimpiadă, o olimpiadă da. Astfel de oratori, acolo am luat mult mai multe medale cu cât ne întoarcem noi de la Rio. Da. Acum din experiența proprie, din ce am văzut și nu neapărat din perspectiva politicianului, ci și în momentul în care urmăresc la televiziuni emisiuni cu politicieni, dacă un politician într-un mesaj ca răspuns la o întrebare sau ca o tematică lansată de el nu spune în 40 de secunde maxim un minut esențialul și s-apucă să divagheze, îl pierde pe telespectator. Deci el dacă stă un minut și n-a înțeles nimic ce vrea să zică ăla, mută pe alt post. Și asta este regulă și din experiența mea. Și eu încerc, nu reușesc totdeauna, că atât de mult aș vrea să spun într-un interval scurt de timp. Dar încerc să-mi impun treaba respectivă. N-am lucrat cu specialiști în media pentru a câștiga ceva la capitolul ăsta. Dar încerc prin autosugestie și autoimpunere să transmit mesajul, chiar dacă după ce am transmis mesajul sau răspunsul la întrebare, divaghez încă un minut sau două, dar poate că cu acel răspuns l-am ținut pe telespectator să vadă ce urmează. Acum, legat de această abilitate pe care și-o dozvoltă un politician și acum trebuie să o spun că există în psihologie ceea ce se cheamă estetica eticii comunicării. Multă lume vorbește, nu comunică și tocmai de asta în politică există această specializare în retorică
dar eu privindu-l de vreo câteva ori pe Doru Oprișcan, adresându-se publicului, își alege foarte bine cuvintele, până și tonalitatea vocii și gravitatea vocii de a vorbi la microfon rezonează prestanță și seriozitate. Am observat și la alți politicieni un soi de superioritate în clipa în care se adresează turmei și iată-mi expresia, dar asta mi-a creat impresia. Și, Doru, crede-mă că omul simplu de acolo, el receptează din punct de vedere emoțional mult mai bogat și mult mai complex mesajul decât prin viu grai. Adică, de foarte multe ori, limbajul non-verbal transmis de pe scenă, omul îl receptează la nivelul emoțional cu mult mai multă greutate decât ceea ce spune el, și atunci acolo pierde. Există în cadrul comunităților politice, în cadrul doctrinilor, strategiilor politice, această falie în care politicienii care se adresează populației trebuie să folosească un anumit limbaj, o anumită concentrare de idei în așa fel încât ea să fie receptată de către cel căruia îi se adresează, ca să creeze efectul de bumerang și să primească succesul pe care e scontat. Da, mulți folosesc strategia. Deci mulți dintre politicieni folosesc această strategie. Nu știu, mie îmi place să cred că din fericire eu nu fac parte din acel grup. Eu, indiferent că merg pe o scenă la întâlnirea cu un grup de oameni, sunt la o emisiune radio sau TV, dau un interviu pentru presa scrisă, îmi place să cred că am un atu față de, să nu exagerez, dar de trei sferturi din politicieni. Am o sinceritate care nimeni niciodată nu mă va putea convinge să renunț la ea. Eu am avut acum o emisiune după ce am fost ales președintele PNL Mureș și am fost invitat de Adrian Giurgea la Știi TV într-o emisiune. Și după ce a început emisiunea, la 5 minute, mi-a pus un gen de întrebare care probabil că în urmă cu 2 luni primea un răspuns direct, tranșant, ca să nu fie... Și am stat un pic și m-am gândit și Adrian Giurgea se uita întrebător la mine, zic, nu îți fă probleme ca aș fi nesincer. Numai că acum, din postura de președinte al PNL, trebuie să fiu atent un pic la formulare. Deci, același adevăr îl poți spune să dai așa, cu barda, eu zic, într-o bucată, o zic, dar acum... Deja din poziția asta trebuie să ai un pic de diplomație, da, pentru că ești într-o altă postură. Mesajul, adevărul, se păstrează. Deci la aia nu o să renunț niciodată. Sigur, am spus presei că vor fi probabil, încă n-am pățit-o, dar probabil, voi ajunge și la o categorie de întrebări la care, nedorind să mint, n-aș putea răspunde, pentru că fac rău, fie partidului, fie mie, fie... Și atunci prefer să spun, nu pot răspunde la această întrebare, dacă chiar voi ajunge acolo. Dar, în general, rămân o fire deschisă și de asta zic, îmi place să cred că nu sunt acea... Nu o să fac niciodată parte în acea categorie de politicieni care își dremuiesc cu grijă mesajul ca să primească exact ceea ce așteaptă de la aia care se uită, îl privesc și am înțeles. Va spune că ăsta e omul care... Știi de ce râdeam? Pentru că în timp ce vorbeai și în timp ce ai accesat acest cuvânt sinceritate, mă gândeam, pentru că tot ești fan Octavian Paler, la un aforism al lui Octavian Paler care spunea, în vremurile noastre e periculos să fii sincer în condițiile în care nu ești prost. Exact. Exact, un aforism al Paler de jos. Da, e foarte riscant să fii sincer, așa este. Este riscant, dar populația tocmai asta așteaptă, sinceritatea aceea, chiar dacă e neșlefuită, foarte francă, foarte directă. În schimb, sunt politicieni care nu știu să opereze la modul diplomat, să îmbrace într-o ținută de strategie politică sinceritatea cu argument al conștiinței.
Da. Aici e problema. Așa este. Aici și atunci mă gândesc așa că probabil că tocmai aici este contrabalansul și aici este linia de demarcație, de altfel foarte, foarte subțire, dintre responsabilitatea civică și responsabilitatea politică. Nici nu știi căreia să îi acorzi sutimea de miligram, pentru ca tu, politician, tu cel care emiți idei, tu cel care trebuie să păstrezi acea strategie și dogmatica partidului respectiv, să îl servești, să servești și partidul, dar să nu te pună într-o postură indezirabilă față de cetățean. Da, știi, apare, după părerea mea, apare până la urmă discuția unui echilibru între o morală a responsabilității și o morală a conștiinței. Și mă refer la o morală a responsabilității fie pe plan civic, fie pe plan politic și o morală a conștiinței. Pentru că dacă ei, din punct de vedere politician, măsurile pe care le promovez sau le susții printr-un vot sau le argumentez într-o dezbatere, până la urmă trebuie să, discutam de o barieră la început, trebuie să se oprească la acea barieră care apare morala conștiinței persoanei respective, nu a politicianului, la care să zică stop, că tu ai o morală, ți-ai fixat niște percepte, niște principii pe care nu le depășești, ori dacă susții, argumentezi, promovezi acest lucru, ți-ai depășit. Putem discuta după aceea de răspunderea politică, dar aia este un alt pas. Dar la responsabilitate, până acolo, ca să păstrezi acest echilibru între moralitatea responsabilității și moralitatea conștiinței, acolo ar trebui să se oprească fiecare. Pentru că, acum sigur, poți discuta foarte multe dacă luăm responsabilitate civică. Responsabilitatea civică îmbracă foarte multe forme. De exemplu, ai asistat la un jaf sau la o lovire pe stradă. Au venit organele abilitate, încearcă să-ți ia o declarație, te ferești să o dai. Unii din comoditate, alții din teamă, alții din un spirit de la nu mă leg eu la cap dacă nu mă doare. Deci acolo este o lipsă crasă a unei responsabilități civice. Sigur că putem discuta de mitingurile ca reacție la anumite evenimente sau anumite măsuri guvernamentale. Sigur că într-o primă fază, cei care ies să-și exprime o nemulțumire pe o asemenea tematică au o justificare. Și la ei trebuie să funcționeze acel echilibru între o morală a conștiinței și o morală a responsabilității civice. Deci atâta timp cât nemulțumirea, revolta până la urmă te îndeamnă să ieși, să-ți exprimi protestul, este în regulă. În momentul în care acel protest se transformă într-un disconfort, fie legat de circulație, fie legat de zgomot, fie legat de distrugeri, stricăciuni și așa mai departe. Ne amintim ce a însemnat acel ianuarie 2012 în care de la Intercontinental până în Piața Unirii s-au distrus, s-au spart, s-au furat. Deci acolo deja pentru cei care erau la manifestație nemulțumiți de ceva, la ei n-a funcționat acea morală a conștiinței. Eu pentru aia n-am ieșit nici să sparg vitrina magazinului, n-am ieșit nici să distrug una sau alta.
Același lucru e și cu, și cu societatea civilă, același lucru este și cu, cu politicienii. Pentru că, până la urmă, trebuie să, să existe acest, acest echilibru. Atâta timp cât în fiecare dintre noi, că suntem implicați sau neimplicați politic, acea morală a conștiinței funcționează, este în regulă, indiferent de care parte ești. Deci de partea electoratului, cum ar veni, a omului fără implicație politică, ești înregimentat politic dacă ai renunțat pentru un moment la acea morală a conștiinței, ești în, ești în stare să faci lucruri groaznice. Deci și politic să iei niște decizii care nu te interesează cum afectează anumite categorii socioprofesionale și așa mai departe, fie în latura civilă să se ajungă la cu totul și cu totul altceva, de altă amploare și până la urmă cu alt rezultat decât motivația sinceră și corectă pentru care au ieșit la un protest oamenii în stradă. Deci e foarte importantă păstrarea pentru fiecare, după părerea mea, acelei morale a conștiinței care te opresc să depășești un anumit prag. Am înțeles, dar legat de ce spuneai acum, mă gândeam, dar său, sincer, la modul serios, partidele politice, indiferent de care parte ai șichierului politic și ce culoare pretind a avea, indiferent de doctrină, de strategie pe care o au, ele nu ar trebui să aibă, nu niște cursuri, dar niște ore de informare, educație, a cetățenilor vis-a-vis de strategia pe care ei o promovează și nu cu un vocabular strict politic, ci exact cum spuneai, cu acea conștiință civică în care omul este în centrul atenției. Rudy, zâmbeam pentru că legat de acest subiect, să știi că o fac politicienii. Dar o fac doar în faza pregătitoare, peste un an și jumate vor fi alegeri și atunci, hai să încep eu din timp, ca în momentul în care mi-anunț o candidatură, lumea să o considere absolut normală și așteptată și atunci ești atât de binevoitor și atât de atent cu fiecare om, indiferent de scara socială pe care se află, atunci îi bași pe toți în seamă, atunci ești tu cel care le ia o scamă, imaginară sau nu, și le povestești exact atunci, încerci tu să faci această muncă, dar este utopie, să faci această muncă educațională, câte vei face tu în momentul în care vei ajunge acolo sus. Dar crede-mă că eu aș fi foarte mulțumit. În momentul în care ai ajuns sus da, și participi în mod direct la actul legislativ. Și să spunem că este spre dezbatere un proiect de lege cu un foarte larg impact asupra unei categorii extinse de populație. Atunci, această educație sau această muncă de convingere nu o voi duce. Sau politicienii nu o duc. Că merg într-o emisiune la o televiziune și sunt întrebați sau presați de moderator cu acel subiect, vor răspunde în doi peri, foarte sâcâiți și foarte iritați de subiect și încearcă imediat să o ducă în altă parte. Iar dacă n-ajung acolo și rămân undeva uitați, după 2 ani și jumătate, își fac ei așa un program cum vor răsturna țara asta odată ce vor ajunge, vor reajunge acolo și atunci se duc și explică la fiecare și stau de vorbă la fiecare. Este, dacă vrei, perioada cea mai umană dintr-un politician. Dar aici nu este latura umană a unui politician din cauza moralei conștiinței. Este că vrea să-i cerșească aceluia pe care îl bagă în seamă și pe care o dată ajuns sus, nu-l mai vede sau nu și-l mai amintește
Dar acum vrea să, să-l bage în seamă, să arate că e deschis la, la absolut orice. Încă o dată, fac parte din această clasă politică, nu mă pretind un politician de vârf și niciodată n-am fost un politician de vârf. Probabil că mai trebuie să treacă niște ani când cariera politică va fi de sine stătătoare și când vom avea oameni într-adevăr foarte bine pregătiți, nu reconvertiți în, în politică. Dar, din păcate, acest lucru este valabil pentru o mare parte din clasa politică din România. Dragă Doru, îmi vine să te întreb dintr-o zonă a eticii conștiinței politice sau a politicianului. Doctrina social-democrată și doctrina liberală, amândouă așează în centrul atenției omul. În schimb, fiecare este un croitor sau fiecare este un sculptor și vorba lui Brâncuș, dintr-o bucată de lemn poți face o sculptură extraordinară sau o bâtă. Și atunci în această strategie a abilității de a putea să-l faci pe cel care este în centrul atenției, adică omul, cetățeanul, unde se încadrează din punct de vedere al conștiinței strategiei politice acea dogmatică strategică a social-democratului sau a liberalului? A liberalului acela curat și, da, și frumos. Știi cum e? Într-adevăr, foarte bine punctat, omul este în centru atenției, indiferent că este doctrina de stânga social-democrată sau doctrina de dreapta liberală. Pentru a încerca să mă fac înțelegi care este diferența în a privi și a proteja omul până la urmă, prin cele două, eu cred că dacă privim prin prisma doctrinei social-democrate, și am avut 4 ani până la acest guvern tehnocrat de guvernare de stânga, în care până la urmă a devenit chiar enervant, să zic, să folosesc un termen cât de cât, faptul că dacă trăgeai linie și adunai toate acele măsuri luate de guvernul de stânga, de guvernul social-democrat, nu din Europa, eu cred că din lume, eram țara cu cei mai mulți asistați social, cu cei mai mulți anticapați, etc. Deci ei, prin doctrina social-democrată, privesc omul și vin cu tot felul de măsuri prin care se asigure să se facă mai degrabă că îi asigură o subsistență decentă, trăgând speranța că, fiind o vorba de o categorie largă de populație, vor primi înapoi voturile și vor rămâne. În doctrina liberală, cum văd eu, practic, omul în centrul doctrinei liberale, este funcționarea unei economii de piață reale, sprijinirea prin toată legislația și toate măsurile a întreprinzătorului privat, care este de fapt motorul principal al unei economii, în așa fel încât să realizeze o creștere economică reală, iar prin creșterea economică reală, în mod automat, apar locuri de muncă care îl ajută pe om, iar pe cei care într-adevăr sunt într-o situație defavorizată, care au nevoie de un ajutor social, o să ai, dacă merge economia și realizează produsul, deci creșterea PIB-ului, ai de unde să iei, să-i ajuți. Deci întâi la liberali privești omul, dar îl ajuți după ce îți creezi mecanismul din care să se producă valoare cu care poți aloca ajutorului și unui trai decent pentru aceste categorii sociale, iar la social-democrați, înainte de a realiza sau de a porni orice motor, ei întâi privesc omul. Nu contează
că intri pe deficit, nu contează că încă nu ai pornit sau nu ai repornit motoarele după o criză cum a fost, ca să crească economia, să-ți pornească, să-ți repornească economia, dar tu întâi prioritatea este să le dai la ajutoare sociale, indemnizații și toate celelalte, intrând într-un minus din care nu mai poți sprijini o relansare economică care ar fi vitală pentru o economie normală. Deci cam asta este diferența, și unii și alții privesc omul. Și unii și alții privesc omul. La socialdemocrații am făcut remarca, ei dau aceste plocoane până la urmă, da, pentru foarte mulți. La unii sunt reale, la unii sunt plocoane. Pentru că chiar dacă intră în deficit destul de adânc, pentru că ei speră să se reîntoarcă sub forma voturilor faptul că a dat drumul la cele ajutoare. La noi, diferența, am spus, este să sprijini economia, să sprijini relansarea economică, să sprijini întreprinzătorul privat care îți produce, de fapt, economia reală în România. Iar după, rezultatul pentru om în centrul atenției este după ce ai pornit acest motor, îți creează posibilitatea de a-l ajuta pe om. Acest decalaj face ca, într-adevăr, noi ne adresăm în primul rând mediului de afaceri, iar în momentul în care ăia o duc bine și produc, atunci din rezultatul produsului lor putem să ajutăm omul. Deci, practic, la noi este puțin mai ocolit și din această cauză, pentru sectoarele astea defavorizate social, lumea se orientează spre stânga mai mult și nu spre dreapta. Deși sunt niște anomalii. Și aici, dacă tot, e chiar interesant că eu de când am devenit președinte al PNL și pe Mureș și mă tot prin județ, chiar a fost un lucru interesant. Am fost la Sighișoara. Sighișoara, care din punct de vedere economic este orașul sau localitatea cu cel mai mare venit pe cap de locuitor din județul Mureș. Și unde liberalii au obținut un scor, hai să nu zic dezastruos, mult sub așteptări, foarte mult sub așteptări. Și așa, la prima vedere, într-un astfel de oraș cu un astfel de mediu economic, te aștepți ca lumea să se orienteze, să voteze dreapta, nu stânga. Ori acolo PSD-ul ne-au bătut și ne-au bătut rău, n-au fost foarte miloși cu noi la Sighișoara. Iar dacă luăm în comparație Târnăveniu, da, Târnăveniu care, din păcate, tot ce a fost de vază din punct de vedere în Târnăveni, din punct de vedere economic, s-a cam închis, deci ar fi o localitate într-o situație extrem de dificilă din punct de vedere economic. Există primar liberal, mai mult, cu o majoritate simplă, liberală, în Consiliul Local. 10 din 19 consilieri sunt liberali. Și atunci eu m-am întrebat și într-o localitate și în alta să găsesc totuși ce se întâmplă, că nu e o normalitate. Sigur, multe lucruri nu sunt chiar normale, da, în România. Da, da. Deci aia, când te aștepți, de exemplu, piața bursieră, când te aștepți să crească, scade sau invers. Dar aici explicația a fost foarte simplă și a zis, cei din Sighișoara cel puțin, sper să și întâmple, a zis, din păcate, echipa cu care am ieșit, oamenii cu care am ieșit, da, pentru alegerile locale, n-au fost cele mai potrivite persoane. Ori la alegerile locale, persoana contează mult mai mult decât la generale, când într-adevăr se votează o siglă de partid și așa mai departe. Ei, au zis că își vor lua revanșa, o să vedem. Dar, încă o dată, sunt aceste anomalii care, până la urmă, vezi ce înseamnă un oraș care în mod normal ar trebui să voteze dreapta și la locale, cel puțin, a votat stânga, și un oraș care ar trebui să voteze stânga și a votat dreapta. Bine, din categoria anomaliilor, dar eu pun ghilimele de rigoare, mă gândesc acum la această zonă social-democrată care a obișnuit foarte, foarte mulți ani, din păcate, și asta e părerea mea subiectivă, a obișnuit o largă categorie de cetățeni din zonele defavorizate și din zonele cu risc deosebit în calitatea vieții
și aici amintesc foarte concret și foarte direct comunitatea romilor, a țiganilor, ea obișnuit să le dea fără să ceară nimic în schimb. Asta eu consider o foarte, foarte mare greșeală din punct de vedere al strategiei. Pentru că chiar dacă eu vin acum fie cu argumente laice, fie cu argumente religioase, omul este cel asupra căruia trebuie să se producă efectul educațional, în așa fel încât, conform proverbului chinezesc, nu-i da pește să mănânce, dă-i undița și învață-l să pescuiască. Corect. Și atunci, oare nu asta ar trebui să gândească politicienii, pentru că este destul de facil să oferi pentru a obține din 4 în 4 ani niște voturi. Și după aceea să produci acest decalaj în care nu mai știi ce să faci pentru a reechilibra situația și nu mai poți echilibra, pentru că ceea ce dai se termină foarte repede, obișnuiești populația nu să ceară, ci să emită pretenții, așa cum destul de multă lume, etnici romi, știți ce îmi spun, zice, dar de ce să mă duc mă la lucru? Păi dar de ce e guvernul ăsta, de ce e statul? Păi statul e ca să mă întrețină. Și acum când există această propunere ca populația care este înscrisă în cadrul ajutoarelor sociale să nu mai primească ajutor social dacă refuză consecutiv de două ori posibilitatea de a fi angajat, eu consider că este una dintre corecțiile care de mult ar fi trebuit să fie puse în aplicare. Și atunci chiar că simt nevoia unei educații a populației în sensul de a conștientiza că democrația nu înseamnă anarhie, că libertatea nu se transferă în libertinism. Corect. Și, nu știu, adică aici cred că ar fi balansul cât de cât echilibrat dintre responsabilitatea civică și cea politică. Da, așa este. Să știi că, de fapt, cred că înainte de a fi o vină legislativă sau un vid legislativ în domeniu, cred că în primul rând a fost o vină a multor primării sau a multor primari care își făceau calculele pentru un viitor nou mandat bazându-se pe această categorie a romilor grupați în anumite cartiere din localitatea respectivă. Pentru că legislație și condiționare pentru primirea acelui ajutor social exista. Sigur, primăria nu are neapărat posibilitatea de a crea locuri de muncă sau de a asigura locuri de muncă. Dar era acea muncă în folosul comunității care trebuia să condiționeze aceste ajutoare sociale. Da, mă, uite, îți dau ajutorul social, dar trebuie să prestez atâtea ore de muncă și îți spun eu, la amenajare de parcuri, la... pentru că, sigur, în municipii, în orașele mai mari, există direcții în cadrul primăriilor pentru acest gen de lucrări sau pentru aceste sectoare. Dar în localități mai mici, unde tot aparatul primăriei se rezumă la 12-15 persoane, nu există. Dar și comuna aia trebuie să arate bine. Dacă mergeți, de exemplu, în Daneș, care e plină de flori și așa, ei, acolo, pentru cei care sunt în măsură sau sunt îndreptățiți să primească acele ajutoare sociale, pune-i să dească florile, să le stropească, să le curețe, să... Deci, trebuie făcut ceva. Pentru că dacă pe om, pe romii poate în special, dar pe oameni în general, nu neapărat aș băga exclusiv populația romă aici, dacă îi înveți să le dai niște ajutoare gratis, deci fără a presta nimic pentru acele ajutoare, foarte greu îl mai aduce înapoi. Bineînțeles. Foarte greu îl mai aduce înapoi. Și eu sunt de acord. Aș vrea să îl întreb pe Doru Oprișcan, pe omul Doru Oprișcan, pe prietenul, dar în același timp și pe politicianul Doru Oprișcan, ce părere are despre această, eu îi spun așa, un disconfort în aplicarea egalității de șanse în ceea ce privește promovarea
etniei romilor în mass media, scrisă, vorbită, audiovizuală, cunoscându-se faptul că județul Mureș, conform statisticii, 8,9% și-au asumat identitatea romă, cea mai mare din toată România. Că ea este aproape de 600, mă rog, asta este pentru că mulți refuză să își asume și să își declare, dar în realitate sunt cam 150.000. Nici o instituție, fie că este de stat, fie că este particulară din media, scrisă, audio sau vizuală, cu mici excepții, dovadă eu sunt aici, nu are o emisiune consacrată comunității romilor. Și eu de foarte multe ori am pus întrebarea coordonatorilor, directorilor, managerilor, finanțatorilor din media, de ce nu acordă un spațiu în cadrul grilei de programe acestei comunități, cel puțin din punctul de vedere al promovării istoriei, limbii, culturii, obiceiurile, tradițiilor, modelelor de viață și mai ales această interferență de multiculturalitate, pentru că lumea nu-i cunoaște și ceea ce nu cunoști încep să dezvolți, așa, cu o fantezie debordantă, tot felul de negativități. Odată faptul că lumea într-adevăr nu-i cunoaște este probabil un motiv pentru care acest gen de emisiune ar trebui să existe. Când ai început să ridici această problemă, ca să-mi spun și eu părerea, m-am gândit la un moment dat să-ți răspund că degeaba ar exista o astfel de emisiune, pentru că un segment, cred eu, un segment restrâns din populația romă vor urmări acele emisiuni. Însă, în momentul în care ai finalizat ceea ce ai spus, devine foarte important. Pentru că în momentul în care cultura romilor, tradițiile romilor sunt promovate în astfel de emisiuni, într-adevăr, încep să vezi cu alți ochi, probabil, această comunitate romă, decât ai privi că trei copii cerșesc acolo sau una stă cu un copilaș în brațe la ieșirea din nu știu ce magazin să îi dai ceva. Eu de obicei le dau mâncare și prefer să le dau mâncare, mai ales când îți doi, trei copii în jur, mă duc și le cumpăr o plasă cu mâncare și o dau, decât să le dau bani. Pentru că banii nu-s convins că vor să ajunge sub o forță sau de la copii. Da. Mie mi-e mai mult milă de copii decât de mamă sau de tată care sunt într-o asemenea situație. Știi, iartă-mă că te întreb, dar eu efectiv îți mulțumesc, da, așa cu respect și cu smerenie. Îți mulțumesc pentru explicația extrem de umană a faptului că nu neapărat comunitatea romă are nevoie de astfel de emisiuni. Eu acolo vreau să te contrazic. Asta e. Ci majoritarii sau neromii au nevoie în a-i cunoaște, pentru că este exact ca și cum te interesează o anumită specializare și tu vrei să cunoști lucruri din acea specializare pentru a te îmbogăți pe tine și a nu divaga de la naturalețea și firescul lucrurilor. Și întotdeauna am spus că, întotdeauna mi s-a spus, da, în emisiune în limba maghiară se vorbește în limba maghiară, română, în emisiunile nemților în germană. Și atunci romaninul, pentru că limba lor este extrem de plină de dialecte, de regionalisme. Și am spus nu, în limba română, pentru că nu neapărat comunitatea romilor are nevoie de astfel de emisiuni, ci ceilalți au nevoie pentru a-i cunoaște. Tocmai aici s-a întâmplat de-a lungul sutelor, miilor de ani de istorie, când grecii i-au privit pe cei care au fost nomași și s-au așezat la marginea localităților și le-au spus în greacă veche atinganoi, adică păcătoși de neatins, și după aceea s-a transferat cuvântul în atigan și țigani. Deci important este ca lumea să-i cunoască, pentru că exact acea lume, un Doru Oprișcan român, un Ianuș Baci Ungur, ăla o să spună, mă, te-am văzut la televizor, am văzut obiceiuri, am văzut tradiții, am văzut aia. Îl privește altfel și parcă îl adoptă, nu îl asimilează.
Vreau să-ți fac o mărturisire. Eu, da, în tinerețea mea, am văzut filmul Shatra de cel puțin 15 ori. Da. Pentru că mi-a plăcut și obiceiul, și muzica. Nu neapărat că a fost un film extraordinar, da, ca să fie o perlă a cinematografiei mondiale, dar pentru muzică și tradițiile care erau prezentate, da, în film, eu cu plăcere am uitat de, cred că, de 15 ori. Deci cu plăcere mai văd prezentate și pe la televiziuni locale am mai văzut, nu ca emisiune, ci în retrospective de astea sau reportaje de la diverse sărbători sau evenimente ale romilor, cu dansurile care sunt deja cunoscute și celebre. La nunț, mi-amintesc, cel puțin două, trei nunți la care am participat în Târgu Mureș, la care, la un moment dat, au intrat ansambluri de astea de rom și 15-20 de minute au dansat dansuri care pur și simplu nu mai mânca nimeni și se uitau cu plăcere la... De asta zic că pentru restul populației, nu pentru rom, ar fi foarte importante o asemenea emisiune, o dată pe săptămână. Cea. Să știi că sunt acolo și când ai așa, te-o prinzi odată cu ceva și ai vrea să vezi o continuare sau ai vrea să vezi o altă zonă, tot romă, poate că sunt obiceiuri diferite sau între diferitele categorii de rom. Nu, e pertinentă și acest lucru până la urmă tot trebuie băgat în seamă, că altfel, îți spun, percepți doar romii, doar cei care sunt majoritatea în infracționalitate, sunt cei care te temi când îi vezi pe stradă, mă refer în special la persoane mai în vârstă sau așa, ori e cealaltă latură, nu o cunoști. Nu o cunoști. Pentru că mai avem încă puține minute, cred că probabil concluzia care izvorăște din titlul emisiunii Responsabilitate Civică vs. Responsabilitate Politică, cred că se regăsește în omul Doru Oprișcan și în politicianul Doru Oprișcan, după modul în care percepe, judecă, evaluează și promovează aceste idei în care omul este cea mai importantă creație. Așa după cum spunea înțeleptul, Dumnezeu l-a dat pe om pentru a-l preamări și toate lucrurile din jurul lui pentru a ne folosi de ele și nu invers. Exact. Așadar, exact. Doru, te rog, ceva de final, exact în acest context al discuției noastre. Da, este, știi, este un subiect destul de larg și e greu de concluzionat. Însă, eu rămân ca o concluzie a acestei discuții dintre noi la importanța acelei morale, a conștiinței și a responsabilității, fie ea civică sau politică. Iar cu atât mai mult la o responsabilitate politică, pentru că deciziile tale afectează pe foarte mulți. La o responsabilitate civică, din exemplele sau câteva exemple pe care le-am ridicat în discuție, nu e impactul atât de mare, pentru că poate să fie un gest de lașitate din partea ta. Nu vreau să mă bag acolo că mă leg la cap și nu mă doare, mă duc martor pe la nu știu ce procese. Sau mi-e frică că aud ăla că l-am dat declarație, vinându-și mie în cap. Sau... Deci acolo lucrurile sunt mai punctuale și mai mici, dacă vrei, în categoriile de responsabilități civice. Însă la responsabilitatea politică, impactul pe care îl creează, adresabilitatea celor care sunt beneficiarii, aici pot să pun și eu ghilimelele, acelei decizii politice la care ai participat sau ai inițiat-o sau ai votat-o sau
este foarte mare. Și de aceea, dacă nu reușești să-ți impui, să ții acest echilibru între morala conștiinței și morala responsabilității politice, riști să dai kicks. Riști să ajungi să te rușinezi, să mergi pe stradă și să privești lumea în ochi. Dragă Doru, îți mulțumesc mult de tot pentru participarea la emisiune și pentru că ești fan al citatelor înțelepte, al aforismelor și al înțelepciunii oamenilor, îmi permit să închei cu un citat, un aforism înțelept al lui Emerson, care spunea: să fii tu însuți într-o lume în care fiecare dorește să te facă a fi altcineva, este cea mai mare realizare. Așa este. Îți mulțumesc, Doru, încă o dată. Și eu îți mulțumesc pentru invitație. Iar dumneavoastră vă mulțumesc mult pentru răbdarea cu care ne-ați urmărit. Până vinerea viitoare, Rudi Moca vă spune: oameni buni, fiți binecuvântați, Doamne ajută!